dispoziția primarului comunei numărul 205 din 24 mai 2017, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal ce va avea loc în data de 29 mai 2017, 15, la sediul primăriei comunei Sântuie, în sala de Consiliu. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Sândulezi. Inițiator primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre privind organizarea pășunatului în 2017 pe raza Comunei Sândulezi. Inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii cadastrale pentru întocmire servicii de topografie, având ca obiectiv sectorizarea UAT-ului, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii alocației valorice a normei de hrană, precum și aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrană personalului Poliției Locale Sândulezi, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului maxim ce poate fi acordat prevăzut la articolul 5.9 din anexa de la Hotărârea Consiliului Local numărul 33 din 25.04.2017 privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență și alte decât cele stabilite de articolul 28 din legea numărul 416-2001 privind venitul minim garantat cu modificări și completări de ulterioare. Inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii reset de executat la investiția construirii cămin cultural coman conform valorii date de proiectant în proiectul inițial. Inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință, inițiator primarul comunei. 8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului care funcționează vechiul cămin cultural Coman în centrul de recreere Coman și reabilitarea construcției, inițiator primarul comunei. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de material lemnos în vederea înlocuirii grinzilor la obiectivul de investiții, reabilitare și școală Berșești, inițiator primarul comunei. 10. Diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este de acord? Aici, observați așa, președintele ședințelor trebuie. Deci, să vedem pentru luni, ce începând cu luna viitoare, s-a fi indicat. Deci ca să nu mai fie, că nu s-a mai scăpat odată. Deci domnul Coșan de este în continuare președinte, dar s-a venit pentru luna următoare, adică începând pentru următoarele trei luni. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind organizarea pășunatului în 2017 pe raza Comunii Sândulezi. Inițiator primarul Comunii. Cine este pentru punctul 2? Am trecut la punctul 2 pentru... Deci nu, dar încă nu au apărut și anexele. Deci am înțeles de ce, e un motiv. De ce a spus. Deci, după cum se știe, în anul astăzi se stabilește aceste regulamente, regulamentul de anul ăsta, deci nu diferă cu absolut nimic față de ceilalți. Numai că anul se aprobă regulamentul. Nimic, mai mult, nimic de ce. Știți că doar s-a discutat asta și pe ședința pe comis. Nu, spuneți la voți. Să spunem la voți, am de discuție. Discuție. Cine este pe? Contra? Abține. Abține. Punctul numărul 3, nu? Da. Da, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii cadastrale pentru întocmire servicii de topografie având ca obiectiv sectorizarea UAT-ului, inițiator primarul comunei. Bun, după cum se știe, au intervenit anumite modificări la legea cadastrului, deci cum s-a discutat și data trecută. Și acum se va trece la cadastrarea generală a României.
Scada salarială generală s-a început din 2016, va fi mai multe etape, se va întinde până în 2023, ca și termen, posibil să se prelungească. Iar pentru a beneficia, pentru că începând de luna viitoare, se va încheia contractele cu Oficiul de Cadastru pentru plățile aferente cadastrului care se fac. Numai că acum trebuia sectorizarea, pentru că noi nu avem personal de specialitate, achiziționăm personal, pentru că se face sectorizarea, funcție de sectorizare, se știe câte imobile sunt în sectorul respectiv și se alocă sume. Ăsta e primul pas. Dacă mergem după ghidul primarului, că după aceea sunt niște termene clare și putem cu ele. Începând de luna viitoare, chemare, deci invitație, chemare, aprobare de către Consiliul Local Ghiar a finanțării pe care va suporta cei de la cadastru cu bugetul României și se apucă de treabă. Dacă mă întrebați acum, se va începe cu extravivanul. Păi chiar vreau să vă întreb. Da, știți că dacă... Sectorizare sau... Nu, deci acum nu. Prima etapă, primul pas. Sectorizarea. După sectorizare. Semnarea, nu, semnarea contractului. După semnarea contractului. Identificarea sectoarelor care nu sunt cu probleme. Pentru că se întinde până 2023. Fiecare OAT are opțiunea. Se apucă, nu se apucă. Dar dacă, părerea mea, că ar trebui să se apuce, pentru că nu se știe ce finanțări se vor aloca în anii următori. Anul trecut nu s-au putut, pentru că erau prea puțini care au vrut să cadastreze, prea puțini erau înscriși în SEAP, erau modificările cu SEAP-ul, când poți să faci achiziții directe decât cei care sunt înscriși în SEAP. N-au știut despre ce este vorba. Și perioada a fost foarte scurtă. Într-o lună de zile trebuia să faci 100 de cadastre. Da, bine. 100 ca să primești suma minimă. Nu aici e problema. Aici nu asta este problema, pentru că sunt foarte multe anexe în vederea. Deci, înscriere la Oficiul de Cadastru trebuie foarte bine identificat. Dar atunci are să fie o muncă de echipă, va fi o muncă titanică. Pentru că trebuie să anunțați toți care sunt din sectorul ăla, toți să vină la identificare, toți să aducă hârtiile. Și atunci se va discuta cu toți consilierii de prin toate satele. De exemplu, problema care va fi, unii vom începe, ca și punct de vedere, încă nu s-a stabilit nimic, vom începe în zonele unde primăria are rezervă. Sunt suprafețe de rezervă acum interesant. Și ca și punct de plecare, discutăm cu doamna ingineră, ne indicăm atât și mai bine pădurea aia, un fund unde primăria Sâmburii are 4 hectare de pădure în rezervă. Toată suprafața de 26 de hectare, a fi rețin, este ocupată de 26 de persoane, iar conform titlului de proprietate ar fi trebuit să fie 22 de hectare ocupate de acele 26 de persoane care au titlul de proprietate. Mi-a bastire sus pe deal. Unde are domnul primar, pământ sus, pe la pădurea aia? Nu pe azorii. Sus pe deal. Discuțiile au fost preamplă, pentru că punctul 3 era doar achiziția de servicii de sectorizare. Nu, nimic altceva. Asta ca și sectorul informativ. Discuții la punctul 3, eu aș recomanda domnule primar să acorde o atenție deosebită la această activitate, pentru că în comună la noi sunt foarte multe probleme legate de cadastru. Nu numai vorba de cadastru, dar însuși faptul că avem rezerve, aproape toate tablale sunt rezerve. Trebuie gândită și o strategie ce se întâmplă cu acele rezerve. E deja reglementat. E ordinul directorului Oficiului Național de Cadastru. Da, să se lămurească odată. Deci nu, asta de care va fi chestia. Se vor mai face ședințe la Oficiul de Cadastru. Și cum am mai spus, deci vor fi implicați și domnul consilier, nu numai cătatul primăriei. Ideea e în următor, undeva până la sfârșitul lui decembrie, nu se avem mai măsurătorile din teren. Identificarea persoanelor. Persoanele se vină cu documentele. Justificative. Că fără documente justificative nu poți. Și va fi o întreagă, deci, o întreagă... Este o muncă deosebit de grea. De aceea, deci, cu domnii consilieri în frunte, doar să apeleze și la preot pentru informarea cetățenilor, dar are să vedeți.
Cea mai grea problemă va fi când persoanele respective au intabulat suprafața respectivă. Nu s-au păstrat măsurătorii din 91 și acolo va fi o problemă. Adică, până în 2010, suprafața găsită, suprafața din alt. Dau un exemplu. Undeva, într-o zonă, mă uit pe măsurătorii din 91, de la șosea până la limita proprietății pământului, 91 de metri. Acum s-a dus în Israel și a micrat sub 123 de metri. De ce? Ca să iese suprafața respectivă, vecinul din partea a stângă care a făcut cadastru înainte de 2010, ce a făcut? S-a lățit cu 10 metri și s-a dus tot până sus sau a scăzut până sus. Dar i-a luat din suprafața din dreapta. Unde din suprafața? Adică, ce vreau să spun? Din stânga trebuie să aibă 20 de metri, el 20 de metri. El s-a dus la 22, lui i-a rămas 18. Și atunci s-a dus în spate. Aici, eu cred că sunt de vină cel de la cadastru, pentru că el n-avea dreptul. Așa, cel puțin așa gândesc eu. Nu trebuia să ducă în canalul respectiv dacă nu erau ambitul proprietari acolo. Nu erau vecini acolo. Stânga și dreapta. Din 2012. Dar eu știu că au fost cazuri când cel de la cadastru, cu anumite informații de la primărie sau fără nicio informație de la primărie, s-au dus și fără nevoie. Eu fac cadastru. Păi bine, faci cadastru, dar cel de alături al noi, cel de alături din partea asta între noi și o arătat ăla care îi se făcea celul, care îi se făcea cadastru, arătat unde a vrut el hatul și asta. Aici o să fie probleme cele mai multe. Și de pe aia... Doar limitele de votare se pot muta când s-a așa. Ele se pot muta, dar el e intabulat. El are talaua lui, proprietatea lui intabulată, eu nu am. Și atunci pe cine el e? Dacă tu un titlu de proprietate ai 2000 de metri și în cadastru s-au găsit 2200. Da, de 200 de metri s-au trecut teren fără acte. Că așa ți-l trebuie din tabulare. Și atunci se vor găsi soluții să... Cea mai tare situație, adică, nu știu dacă ai fost în comisia atunci, în 91. Nu am costat chipul să fac. Pe zona respectivă chiar am fost la măsurat și am luat toată zona aia respectivă, unde stau eu. Și toți au 20, 18, 19, 17, 20, toți, corect, toți au ca un plus 20 de centimetri sau un minus 30 de centimetri. Ei, n-am costat chipul, Dumnezeu să le ierte. Da. El a făcut, pentru că era în comisia locală atunci de fond funcțional, ce a făcut? Trebuia să ia și el 20 de metri. Rețin. Scuzați-mă, vă rog, știți ce a făcut? A luat 35 de metri, i-a luat și pământul cheltuielor dacă și nu s-a dus până în pârâu, s-a dus 45 de metri, că adâncimea e 100. S-a lățit cu 35 și a scăzut pe 50. Și era pământul cheltuielor dacă care avea și el de folosință în zona respectivă. Ce mai face? Se stabilește limita, nu? Acutul, dacă el s-a lățit aici, cum doar parcelele sunt toate la o anumită dimensiune. Nu mai ai ce face, nu mai ai ce. Ba, trebuie găsit o cale. Sunt schițe făcute de către cei care au lucrat atunci, în prima fază au lucrat oameni pregătiți. Au venit cei de la armată care erau de meserie cadastriști. Au lucrat ingineri agronomi care erau și ei de meserie, fiecare avea un caiet pe care făcea schița desfășurător și îl preda după aia. Au fost predate la arhivele Ocota Bacău. La noi, la Sângulene, există o copie până într-o anumită perioadă, că eu le-am scos și le-am adus aici, că mi-a fost de mare ajutor ca să lămurim niște probleme atunci când s-a desființat IASE-ul. După aceea, nu știu dacă s-au mai ținut cont că aceste schițe să rămână și aici o copie. Dar din 90, 91 până în 96, 97, 98 sunt schițe lăsate. Sunt schițe, pe Sângulene e ok. Da. Dar ce face pe Sângulene? Deci pe baza la schițele alea, că alea nu sunt modificate. E cum au lucrat omul pe ele, pământ. Depinde de persoana care au participat la măsurători, care au lucrat de ele. Au fost oameni pregătiți, dar doamna care era, ca știu mai bine cine era pe Sângulene, era un cadențel și făcea măsurile. Adică credea că poate continuarea să țin minte. Ele nu sunt zimbute. Da, s-au plătat. Ele erau la comun, într-adevăr. Să spun la punctul 3. Cine este pentru?
Abțineri? Deci la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii alocației valorice a normei de hrană, precum și aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrană personalului Poliției Locale Sândulen. Inițiator primarul comunei. Poliția Locală Sândulen mi-a dat o judecată pe mine și pe Consiliul Local că n-am aprobat norma de hrană conform legii în vigoare. Conform legii 155/2010, legea Poliției Locale, articolul 35, se precizează, începând cu 1 ianuarie 2015, autoritățile administrative publice locale pot, deci pot în ghilimele, acorda în limita bugetului local norma de rana polițiștilor locale. Deci pot acorda. Dar în același timp trebuia să se emită normele de aplicare. S-a emis hotărârea de guvern 171/2015 și se mai introduce un punct, încă un articol, articolul 35.1, da? Care precizează. Consiliul local poate acorda norma de rană, deci poate acorda, în limita bugetului local. În cazul în care bugetul local nu există resurse financiare, Consiliul local poate stabili perioada de acordare mai mici de un an calendaristic. Articolul 7. Iar articolul 5, norma de rană se încadrează la cheltuielile de personal vis-a-vis de respectiv anul aferente anului respectiv. Domnii polițiști, Curea și Astănoaie, au depus o cerere de acordare a normei de rană. Ei precizează conform legii în vigoare, dar legea în vigoare precizează pot acorda în limita bugetului local. Consiliul local poate acorda în limita bugetului local. Sumele pe care dumneavoastră le solicită, nu știu, nu știu atât de bine, domnul secretar, este de 24 de lei sau nu știu cât pe zi. 25 de lei pe zi. 25 de lei pe zi, mă cu 22, 5-6 milioane pe lună. Bine. Și în regulamentul pe care, deci, tot dumneavoastră, deci noua de hrană pentru persoana poliției, se acordă în limita bugetului aprobat în această destinație. Pentru că, dacă mergem puțin tăl și pe... Da, sunt prevăzute în buget? Nu, nu sunt sume prevăzute în buget. Dar problema mea, am precizat-o și într-o ședință anterioară. Păi, dar de ce dacă ar fi de ce să nu uităm mult? Poate acorda. Poate. Deci nu zice acordă. Poate acorda. Dacă nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Dacă legea spune acordă, ești obligat să acordai. Dar în momentul când zice poate acorda, ok. Celălalt pe care îl vreți acordă? Poate au prevăzut un buget cu altă. Da, bugetul se poate revizita. Nu e... Dacă ei au același, adică ar avea dreptul? Nu, nu este un prevăzut de lege. Poate acorda Consiliul Local. A făcut interpretarea, poate. Deci dacă poate acorda, deci nu zice acordă. Dacă sunt bani, acordă. Sau dacă sunt bani, îi dai pe o lună de zile. Nu pe tot anul calendar. Interpretări. În limita de abundare. Vedeți chestia asta, deci e o problemă, nu știu, că am văzut-o și la televizor cu personalul din administrația publică și poliția locală. Deci chiar ești la mâna, pleci pe un minim pe economie și nu poți să faci niciun plan de viitor pentru luna următoare. Adică mi se par niște condiții, nu știu. Când vorbim de studii superioare, de toate, domnul Marian. Dacă vorbim de studii medii, nu. Dar nu, pe cadrul asta la mine, că mi se pare corect. Adică diferența de un liceu și unul facultate este de 5 ani. Dă-i 20 de lei în cursul ăla. Trebuie, dar să fie o diferență. Nu-i numai așa, domnul primar. Da, totuși, trebuie să le dăm și să le cere. Păi ce să cerem dacă ei, nu știu, nu măcar să ne reactez un document pe calculator? Păi ce vorbim noi? I-am cumpărat calculatorul și a ținut calculatorul. Da, dar nu. Este în fișa postului. Adică, este trecut să facă acest lucru sau nu este? Sunt angajați ca să opereze pe calculator sau nu? Păi, mi-a spus o întrebare care pe mine mă depășește să răspund din punctul meu de intelectual, de profesor.
Atât timp cât ești funcțional în atribuțiile tale, trebuie să ai cunoștințe de calculator. Nu poți să fii angajat în o primărie cu scrisul de mână. Scrie undeva chestia asta. Dar ești funcțional cu rigor. Dar cine redactează? Primarul documente? Dar nu, ce documente trebuie să redacteze ei? Regulament, orice. De exemplu, al foarte mult atribuții. Păi și femeia de serviciu trebuie să aibă și aia cunoștințe de calculator? Nu știu. Da. Domnul Marian, cum este poate a fi funcțional public? Pe nu, de asta eu m-am întrebat. Dar nu mai puteți să întrebă o treabă. De ce să nu pun întrebări? Mă întreb că nu știu, de asta întreb. Păi dar nu este personal contractual. Personal, deci care a spus personalul administrație publică, deci au grijă postului că trebuie să opereze pe calculator, așa? Atunci, da, trebuie să le invitați. Nu poate fi adăsată o primărie, un funcțional public, fără cunoștințe de calculator. Este condiția esențială. Dacă ne ducem la săpat via, condiția esențială să știm să dăm usaba. La aici, condiția esențială să știm să facem cunoștințe. Dar totuși, părerea mea, ar fi bine ca să înșelim promotare și invităm la... Că i-am invitat. I-am invitat. Să știm. Nu, nu. Dar cum nu se poate să ca să... Haideți să mai chemăm o dată. Dar nu cred că... Să-și susține punctul de vedere. Este invitat. Îl doare pe el, nu pe bani. Eu aș vrea să expun și un punct de vedere. Părerea mea este că ar trebui totuși analizat, pentru că sunt doi, nu sunt mai mulți, doi angajați, analiza posibilitățile și să li se dea niște drepturi, pentru că deja au niște salarii foarte mici și eu vorbesc din propria experiență. Când vor ajunge, nu știu dacă sunt impuse astea ca să se oprească la pensii, contribuții pentru pensii. Când vor ajunge să iasă la pensii, iasă cu o pensie mai mică decât... După munca prestat. Mult mai mică. Nu după munca cotizată. Și totodată, stați puțin să termin de aia. Deci, să se analizeze posibilitatea și să li se dea, zic eu, să caute posibilitatea să dea. Dar, totodată, stabiliți concret fișa postului, ce trebuie să aibă. Nu știu să lucreze pe calculator, trimiteți-i dumneavoastră, trimiți atâția oameni la cursuri în toate domeniile, trimiteți-i și pe ei la cursuri să facă niște cursuri de, pentru calculatoare. Pentru calculatoare. Și atunci, dacă nu se încadrează, păi, băieții, nu mai corespuns funcție. Și angajăm alții, dacă pentru că totuși de poliție locală avem nevoie. E nevoie totodată și de o fișă a postului clar, pe să-și cunoască atribuțiile. Nu azi e secretar, mâine e... Dar dacă trimis pe curia într-un loc, trebuie să-l trimis picioala, ca să-l duc cu mașină. Deci, dacă a fost în condițiile angajării, ne-a... Nu au fost în condițiile angajării pentru a se conduce. Adică, domnul secretar foarte precisat, e o fișă postului chiar foarte bună. Mai mult de atât, dându-le 6 milioane în plus, 7, eu nu zic că nu sunt de acord. Dar voi depăși unele persoane care cu adevărat muncesc. Aici, pe ce diferențe fac eu? Fac niște diferențe de salarizare foarte mari. Adică dumneavoastră dacă apăvăți, apăvați pentru mine, dar eu trebuie să păziți situația. Adică, dau un exemplu, Ridia Olea. Dumnezeu, n-am mai angajat achizitor extern. Ne chinuim cu 3 licitații, domnul secretar știe, de 3 săptămâni doar discutăm. Am luat toate... E foarte greu. Adică președintele de licitație îți asum toată licitația aia, dai cu subsenatul și să ai femeia de servici mai mare salariu decât mine. Nu e corect. De asta trebuie făcute niște modificări la nivel național. Nu se poate ca președinte... Domnul primar, sunt lacune legislative la nivel național, de discrepanță, inegalități mari, nu ca astea aici, dintre femeia de servici și nu știu cine. Sunt foarte mari, pentru că la un anumit nivel sunt salarii de tisperii, când auzi de ordinul sutelor de mii, de milioane, sau cum mai zice acum, mii de lei. Așa? Și omul care muncește concret, zi de zi, și de unde pleacă toate evidențe, toate situațiile concrete, ăla nu-i băgat în seamă. Ăla lasă-o să facă, că nu are studii, că el nu știe și n-are. Dar cred că... De cine trage primarul, tot de ăla trage.
Păi, concret este, trebuie atunci să-i ajutați și dumneavoastră, menținând un echilibru mai, cum să zic eu, nu să faceți diferențieri, că ăsta are studii, că ăla nu are studii. Ajutați-i să-și facă studii care mai pot, care mai au timp, că de acum ies la pensii, unii dintre ei s-ar și așteaptă să iesă la pensii. Iar pe cei mai tineri, ajutați-i să corespundă după aia. Trimiteți-i la școală obligații, că trebuie să ducă să învețe. Unii dintre noi au învățat până la mergi la piață. Păi să dea și să lucra pe Google Chrome, unul dintre ei. M-a dat și foarte bine, să verifica Google Chrome. Adică ce nu merge, îmi plătesc să verifici Google Chrome. Lăsați, domn primar, că am văzut și alți funcționari care joacă solitaire. Nu ne dăm acum totul din... În concluzie. Deci părerea mea este să le se dea, dar să le și să ceară. N-ai ce să le cere. Să-și respecte fișa postului, să-și facă datorile care le-au. Domnule, licem să regatez acest document. Dar există lege. Nu există. Lege cu privire la organizarea poliției locale. De acolo rezultă și toate activitățile lor. Le puneți pe hârtie ca și sași. Trebuia un punct de vedere ca să vrem și al lor să-l chemat într-o ședință. Dar văd că... Nu le mântai 27 de lei. Dar ce-a invitat-o în prestat? Cum le invitați pe consilieri la ședință? Invitați-i și pe ei la ședință. Și ce-a discutat pe și duminică. Toată lună. Nu-i dai pe 12 luni, dar le dai pe 8. Exact, da? Dar văd că duminică deja, deci ați discutat pe și prințica lor. Nu, dar să știa să... Problema este... Cum? Cum vă părerea? Invitație în președință? Bine, spuneți-o, mă! Păi să fac eu altul, problemul prințelor locale e cam denigrat în fața oamenilor. Nu știu de ce, încă de pe vechea vreme, de la începutul, ce să mai... De pe vremea vechii conduce. Aveți un lucru cu competență ceva și citiți valut pe Cluj. Cluj este unul dintre orașele cel mai dezvoltate. Și ca inițiativa a locuitorului din orașul Cluj este desfințarea poliției locale. Dacă vedeți acolo un articol, un om de seamă, îți precizează. Gardieni, paznici de noapte, polițiști comunitari, polițiști locali. Ei acum, ca și polițiști locali, se cred mai presus de lege decât orice polițist. Adică, suntem totuși paznici. Suntem totuși trimiși la școală de primărie. Suntem totuși, ați făcut o școală pe banii dumneavoastră, pe când i-a făcut o poliție locală pe banii primăriei. Aici se vedea diferența și distinția. Adică, să faci o școală pe banii tăi, să mănânci 2 ani de zile, vai de capul tău, mănânci doar să termini la școală și să te duci la școală pe banii primăriei. Vă rog să... Dacă unii am avut șansa de a face sacrificii mai mult decât trebuie acum, trebuie... Dar sunt destui funcționari care se scolarizează încă, se facă... Pregătire cu totul acela. Este o pregătire profesională continuă. Formarea didactică continuă, formarea profesională continuă. Aici nu este formarea profesională continuă. Este formarea pe o durată de viață. Adică tu faci o școală, te bani pe jurul. Și ce fac? Nu încep eu așa ceva. Eu nu mai departe. La Bereștea să au angajat doi oameni, au 6 poliții. Este Bereștea să au o mașină. Probabil și ce, nu știu exact. Dar nivelul la poliție locală. Da, sunt. Și aveți nivel, corect. Puneți de echipa aia. Deci, nu are poliție locală. Fiecare administrație publică locală organizează după cum crede dumneavoastră. Într-un fel, da. Oneștiu nu are poliție locală. Ce vorbim? Adică, Oneștiu nu are poliție locală. E scurs la poliție locală. Adică, vorbim niște lucruri care nu are poliție locală. Totuși, siguranța, nu știu. Procesul verbal. Au, ce faci poliția locală? Proces verbal. Ce faci poliția locală? Nu cu nimic. Poliția locală face dacă îi se cere. Nu poți să faci acolo. Cine e pentru? Treabă. Da, să urmă, pune la vece. Ești pentru? Da? Pentru acordare. Ce se pune la vot? Da sau nu? Păi da, pune la vot. Dar cine este pentru? Cine este pentru? Pentru norma agrană, pentru agrană. Cine este pentru? 1, 2, 3, deci țineți mâna. Da. 4? 5? Cine mai este de acord? Deci 5 pentru. Dar nu țineți mâna, haideți vorba. Cine este de acord? Cine nu este de acord? 1, 2, 3, 4. Aici? 5. Da, da.
Cine împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5. Cine nu este de acord cu acordarea? Dar să menționați, domnul secretar. Dar chiar nu ești bun, nu mai am nimic. Nu știu ce vorbiți, bă. N-am zis să vorbiți cu omul acolo. Tică, domnule. Deci abținere? 6, 6 contra. Păi 6 contra, 5 pentru... Dar să invitați între ședință. Nici nu m-am integrat, așa știți, puteam să mă gândeam. Nu știam deci și cum ești. Puteam așa și studiam. Problema este felul următor. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Nu au dreptul sau au dreptul? Păi, dar am trecut de-apoi de subiectul ăsta. Întrebați la diverse, s-a supus la vot de acum. Adică, cum mai întrebați la... Păi, dar nu, dar poate le-a înțeles, ai întrebat. Dacă există buget, au dreptul. Mi-ai înțeles. Dar și există bugetul. Și după aceea dă judecată pe noi și zăzând noi. Și există bugetul. Nu ești. Da, da, nu ești. Nu ești. Dacă nu ești, nu dă. Hai, trecem la cine a votat punctul 5. Trecem la punctul 5. Mai este o chestie aici, că cei care au votat contra, de Consiliul Judecat Local și a votat panilor. Cu siguranță. Da. Nu, dar nu este corect. Adică este ceva imoral. Adică ar avea dreptul că simt toate chichițile ei. Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului maxim ce poate fi acordat prevăzut la articolul 5, punctul 5, punctul 9 din anexa la hotărârea Consiliului Local numărul 33 din 25-4-2007 privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență altele decât cele stabilite de articolul 28 din legea numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificări și completările ulterioare. Inițiator primarul comunei. În data de 25-4-2017 s-a aprobat în ședința Consiliului Local niște sume de ajutor. Pe un punct, cumpărarea de medicamente, dispozitive medicale pentru persoane beneficiare de ajutor social și a celor cu venituri mici. Erau mai multe puncte. Pe acest punct au fost alocați 400 de lei, 4 milioane. Avem o situație și de asta mi-am permis să vin în ședință de Consiliul Local să modific această sumă. Un cetățean din la satul Bârzuliești nu are o mână și îi se face o proteză. Statul decontează 80%, el trebuie să vină cu 60%. Proteza costă 23 de milioane de statul, 23 de milioane, iar proteza lui costă 80. Dar nu dosarul e sus la... Da. Statul dă 22-23, el trebuie să vină cu 18 milioane. 3 milioane pune el din banii din pensia lui, 4 milioane, noi să-i acordăm, modificăm suma aia de 400 la 1.500 de lei. Există factură de la ortopedică în care se precizează că statul decontează atât. Să modificăm. De ce nu aruncăm o sumă, un fond mai bine? Nu poți să știi de la caz la caz. Păi n-am modificat. Este prima ședință care modifică o sumă. Nu, dacă mai vine un alt caz. Acum mai dăm, achităm, alocăm diferența, nu? Care trebuie eu. Mai vine un alt caz, iar punem în ședință. Trebuie să aștepte ședința pentru a ajuta. De ce mergeți pe supoziții? Dumneavoastră știți ce faceți? Nu merg pe supoziții. Nu știți ce faceți. Adică e o situație care s-a intervenit acum. Da, nu, aici se modifică plafonul. Nu îi aprobăm. Plafonul 1500, da. Era plafonul de 400. Am înțeles. Poate nu mai veni cereri, ce facem? Modificăm din nou plafonul? Eu cred că sunt discuțiile așa mai jidan. Așteptăm momentul respectiv să vedem ce facem. Nu mergem pe supoziții, ce facem noi. Eu cred că știm ce facem astăzi. Dacă... Uitați. 24 milioane acordă statul, ea costă 40 de milioane.
și diferența 1800, adică el cum plătește 3 milioane, iar nu e diferența. Sunteți de acord? Sunteți de acord pentru diferența? Nu ai un acord. Cine este pentru? Dar cine e? Nu are. Nu. Punctul numărul 6. Nu, 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 nu. Noi am înțeles aici, este un caz. Deci acum ridicăm plafonul și pentru cei care vor mai fi ca el. Deci nu dăm pentru cazul ăsta. Și pentru cei care vor fi ca el. Și pentru și alții care vor fi ca el. Care se cadrează în această situație, corect. Deci până acum se dădea 4 bărere în cazul ăsta, medicamente, cu aparatură sau medical. Și de acum se dă la 1500, nu? Da, cu documentele justificate. Da, am înțeles că nu se dă. Am stabilit asta la ședința. Da, cu toată trecută. Mai e ceva de completat? Deci la punctul 6. Păi n-am văzut. Nu l-am fost acolo. A, dar este... Da, am bună. Da, da. Cine-i pentru? A, dar cine-i pentru? Cine-i pentru? Cine-i pentru? Împotrivă? E cineva împotrivă? Abține? Da, punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii de set de executat la investiția construirii cărnii cultural Poma, conform valorii date de proiectat în proiectul inițial. Inițiator primarul comunei. Am stabilit din hotărâri de Consiliul Local rest de executat pentru construirea cărnii cultural în quantum de 37.000 de lei. Rest de executat conform oferte date de executat. S-au efectuat lucrări în regie proprie cât s-au putut, dar este foarte greu să mai ducem în regie proprie acea investiție, având în vedere că sunt lucrări tehnice, lucrări sanitare, unde necesită oameni specializați și cu responsabilități de anumită firmă. S-au stabilit valoarea rest de executat pe valorile date din proiectul inițial din 2013. Ținând cont că IPC-ul din 2013, reactualizat 2013-2017, nu a avut o creștere substanțială, prețurile s-au menținut la același nivel. S-au întocmit rest de lucrări rămase de executat, pe arhitectură 85 de milioane, rețele exterioare 127 de milioane, instalații termomecanice 2 milioane, deci total lucrări rămase de executat sunt 415 milioane fără TVA. Astfel încât că această lucrare este... Da, 50 de mii de lei, 500 de milioane. Și cu asta încheiem, se termină cămilul, da. Nu mai e al de investiție sau dacă e nevoie, să finalizăm și mai apoi. Și a construit un ăla pe câștigat atunci licitație. El nu poate fi tras la răspundere acum ca să nu se execute, să finalizeze lucrarea. Păi, el a avut contract. Transmisia de ASD din 2016, din ianuarie, nu știi că tramiteam ASD, deci el nu a avut. Nu am știut, cel puțin din punctul de vedere, nu am știut cum să procedează. Acum, foarte greu, ne-am dat seama cum se procedează. Chiar și contractele făcute acum de domnul secretar pentru a fi scoase la semnate în urma licitației, se precizează într-un articol, se modifică un articol foarte bine în folosul unității administrative teritoriale. Adică, noi scoatem la licitație, deci lucrările rămase de executat conform ofertei dumnealui este de 37.000 de lei. Lucrările rămase de executat conform valorilor din proiectul inițial sunt de 415.000, deci diferența de 55.000 de lei, 50 de milioane. Se scoate la licitație, depinde cu ce valoare vine noua firmă. Dar dacă vine cu o valoare mai mare de 37.000 de lei, dar mai mică decât 41.575, adică de 40.000 de lei, pe baza situației de lucrări întornite, plătite, noi putem să executăm, să executăm garanția de bună execuție considerat ca prejudiciu. Pentru că el acum i s-a oprit o garanție de bună execuție, 10%, asta reprezentând că acum într-un cont deschis la trezorerie, sunt vreo 600 de milioane. Deci avem de unde să luăm.
Vă dați seama, pierde și eu 600 de milioane. Pierde și eu 600 de milioane de atâția ani. A intrat în faliment și el, nu-i vina lui. Adică, vă dați seama, pentru o lucrare de 400-500 de milioane, el pierde 600 de milioane și el. Adică nu-i convine nici lui. Să supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea președintului de ședință. Pentru următoarele trei luni. Deci pentru următoarele trei luni am zis să punem de acum din ședința asta. Nu, când ce propune? Da. Propune. Da, propune. Da, propune. Da. Cine este? Nu. Cine propune? Pentru următorul pe tapet. Cine este? Următorul pe convocator. După domnul Coceanu, cine e următorul? Păi de oară o să Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului în care funcționează vechiul cămin cultural Coma în centrul de creiere Coma. Și da, reabilitarea construcției. Aici este simplu. Noi ne pregătim în continuu să mai facem câte ceva, să avem documente făcute pentru continuarea unei investiții. Adică în acest moment... În acest moment... Căminul vechi e făcut din chirpișoară, Doamne ferește, o să... Fie o catastrofă acolo, că nu se prinde pe cineva acolo. Vedeți? Mai ales plafonul ăla. De asta am istorit să ne dăm cu puncte de vedere. Noi mic îți spuneam fiecare ședință, domnule, nu suntem tehnici. Păstați-vă puncte de vedere pentru dumneavoastră. Știți ce bine e făcută cordilea aia? A venit aia veche? Aia veche. Aia veche. Știți ce ziduri are de beton? Vorbim, nu vorbim de tavan. Vorbim de... Vorbesc de tavan, vedeți? Tavanul este tavanul. A venit expert de la Iași. A venit un expert de la Iași. Deci, fel, dacă vedeți pe corturi, s-a spart corturi, fel de 24. Și atunci, de ce nu am făcut, refăcut pe ala? De ce nu am făcut cămin nou? Pentru ce? De ce n-am refăcut pe ala, dacă e bun? Păi e bun. Valoarea costa aceeași. Și-a... Și care e problema? N-are de-a face la veci cu ăla. Păi nu, nu, e normal. Ăsta nu e... Dar nu cred că valoarea e la aceeași. Aceeași valoare. Aproape aceeași valoare. Vă aduc acum proiectul făcut de domnul Dumitru Vasile. Deci valoarea este aproape aceeași. Dacă ne ținem minte, 4 miliarde, era diferența de cât? De 1 miliard sau de 5? Deci era 4 miliarde de 500 fără TVA. Aproximativ, pentru că... Lucrările de reabilitare costă foarte mult. Reabilitarea școala de la Dărgești costă 8 miliarde, iar școala de la Sândoieni, care este tot 380 de metri pătrați, nu acum fundația este mai mică, costă 67 miliarde 200 de euro, de Dărgești 8 miliarde. Reabilitare. O construcție de reabilitate, costă mult mai mult decât aproape, să zicem. Nu neapărat. Depinde cum se vine la licitație. Și... trebuie să efectuăm o expertiză termic pentru căminul cultural Coman, astfel încât să fie transformat în centru de recreere. Păi și e rentabil centru de recreere cum? Mai explicat. Sunt locul de joacă de copii, de tenis, de centru de recreere. Nu se poate calculatorii în căminul nou, în curtea căminului nou, în curte. Păi cum să folosim clădirea? Un cămin în centru de mecherie. Trebuie să fie spații distincte. Fel de sală de discurs. Așa separat? Nu, nu, nu. Avem o repartizare a sălă. Adică o sală de informatic, o sală de joc, o sală de calculator, o sală de ping-pong, o sală de șac. Deci centru de mecherie. Foarte mic, foarte mic. Să supun la vot. Nu, nu știm nimic. Nu știm, că deocamdată începem cu expertiza, începem cu auditul. Și expertiza cât costă? 5.000 de lei. Da, nu e. Dar să spuneam
dumneavoastră Adrian că realizarea tot se face lung. Foarte. Deci dacă ne ajunge la costul de clădire nouă sau aproape? Eu cred că am fost foarte explicit în toate ședințele și nu este foarte greu să repet același lucru. Sunt anumite programe de investiții și am explicat nu o dată, de zeci de milioane. Iar tu trebuie să fii pregătit cu acele investiții, cu acele proiecte, pentru a fi depuse pe acele programe de investiții. Acel program de investiții, prin Planul Național de Dezvoltare Locală, preciza concret și clar, reabilitare de unități școlare. Eu nu puteam să mă duc pe un proiect pe construcție școală, decât pe o reabilitare de școală. Eu sunt conștient că făceai o școală, mai puneai un miliard, două acolo și făceai o școală nouă. Dar dacă programul a fost reabilitare, unitate școlară, reabilitare... Se făcea și mai ușor. Și se făcea și mai ușor. A, mult mai ușor. Deci, vă dați seama că programul a fost respectiv, suntem... Acum s-a mai aprobat foarte multe grădinițe, dar noi am fost printre primele unități care am scos la licitație această lucrare pe acest program, reabilitare de unități școlare. A fost depus când? În 2015, în luna august. Dacă e pe program național și e pe bani guvernamental, mai devreme ați spus că nu știți pe ce surse vor fi. Eu vorbesc de căminul de la Coman. Vorbesc de la comunul de la Coman, nu vorbesc de școală. Nu, de asta care trebuie să-l reabilităm, nu? Să facem un centru de recreere Coman. Să dacă intră pe reabilitare pe un program național, e foarte bine. Dar de bugetul local nu poți suporta tu acum 8-9 miliarde să bagi atâția bani. Nu poți să faci 9 miliarde într-un centru de recreere, 7-8 miliarde, când tu cu 8 miliarde faci un kilometru de asfalt. Da, acum mi s-a răspuns la o întrebare care o aveam și eu, da. Deci dacă ar fi pe un program național, fonduri. Așa e ok, dar din buget... Nu s-a explicat. Deci de asta au și apărut unele întrebări. Că până la urma urmei, dacă ăștia sunt bani și pe astea se dau, se înțelege că... Da. Că, să zicem, într-un fel, mai erau și alte sate la rând. Adică, în Coman avem un cămin care mâine, păi mâine, da. E gata, se inaugurează. Dar sunt alte două sate destul de mari, Sândulen și Erșești, care ar fi și ele pe o listă de priorități. Da, bine, dar acolo... Și ca priorități, dacă tot venim în listele de priorități, s-a terminat licitația la școala Sândulen, într-o școală, lasă încât copiii să învețe într-un singur schimb. Câștigător este o firmă de la Moinești, firma Albocor, va veni de la licitație de o valoare cât de cât acceptabilă, iar dacă constructorul poate să termine această lucrare care se ridică la 7.500.000 până la anul nou, primăria va plăti toată suma de bani. 7.000.000 numai să termine... Și ala cum termină? Dar contractul este pe 2 ani de zile. Contractul este pe 2 ani de zile. Deci, dar el dacă termină, având în vedere că avem un excedent bugetar de 13-14.000.000, iar dacă dumneavoastră termină până în anul nou, Crăciun, vom plăti toată investiția și pentru că este un ajutor și al nostru, dar și al dumneavoastră către noi, adică să termin lucrarea. O altă investiție, dacă tot veni priorități pentru Comuna Sândulen, acum suntem în licitație pentru dispensar. Se schimbă acoperișul, se ridică pe dispensar. S-a început alimentarea cu apă până în toamnă, chiar acum a sunat domnul Granea, se dă drumul alimentarea pe zona Sândulen, adică... Cred că s-a pus accentul pe Sândulen, nu bine, chiar foarte bine s-a pus pe Sândulen. Adică dacă e normal pentru că este centru, dar nu am început această alimentare cu apă, să zicem, cu Bârzurești, care din punctul meu de vedere este prioritate. Și sunt de acord, vedeți că sunteți de acord cu mine. Pentru că acolo nu exista. Da, bine, aici vorbeam pe un anumit domeniu, deci pe domeniul... Eu aș fi dus apa la Buzurești, dar conform noilor reglementări, registrația îți permite să închei procese verbale de recepții parțiale pe anumite zone. Până acum, registrația nu ne permitea să-i dau drumul alimentării cu apă pe zona Sândulen. Având în vedere că rezervorul este construit, 90% din conducte sunt introduse, rămânând doar montarea hidranților și puțurile aferente care să ducă apa sus, lucrarea trebuie pusă în funcțiune astfel încât să se încheie acest proces verbal de recenție. Se strică așa. Se strică asta. Corect. La un moment dat, lipsit de modestie,
avem un dosar și la un dat am fost la Onești, la procuratură și chiar ne-a felicitat Neonică că dacă nu eram această alimentară cu apă, având atât de multe probleme, nu s-ar fi finalizat cu tot să o începem iar. Adică s-a luat toată documentația, toată de la început. O muncă asiduă de un an jumătate. Este foarte greu să te întoarcă CNADR-ul de 6 ori. De 6 ori ne-am întors înapoi. Deci s-a pus accentul. Da, deci să terminăm cu tine. Deci, supunem la diverse, mai... Nu. Vot, nu. Mai aveți și în alt punct. Deci aici a fost. Supuneți la vot. Supunem la punct. La vot. Cine este pentru? Abține. Trebuie să-mi dați și mie voie să plec, ca să mă duc să-mi dau plec, să fac oameni la văzulești. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de material de nos în vederea înlocuirii grinzilor ca obiectivul de investiții. Reabilitare școală Berșești. Inițiator primarul Pomeni. Pe vechea legislație HG 28, HG 34, îți permitea să te duci pe cheltuieli diverse și neprevăzute până la 20%. Pe baza unor acte măsurători efectuate de proiectant beneficiar și a listelor de candidați și a unei dispoziții de șantier serat de proiectant. Acum niciun proiectant nu-ți mai emite nicio listă de candidați, nicio dispoziție, dacă acele lucrări nu au făcut obiectul contractului. Ce vreau să spun? Expertiza de la Școala Berșești, deci spre surprindere chiar și Gabi Donose, domn inginer, în pământ, fundația este în trepte, domnule. Ceva 3,40 m se ridică la 2,50 m se ridică, dar în pământ nu la suprafață. Deci se pleacă de la 3,50 m și cum a dat doamna expert în proiect, așa au existat fundațiile în pământ. Șalpanta înseamnă doar genul de la acoperiș. Nu înseamnă grinzile. Grinzile aparțin de plafon. Grinzile. S-a dat 11 milioane, 12 milioane grinzi. Fiecare din astea s-a construit. Un metru cub de grinzi, 7 milioane. 7 milioane, 6 milioane. Scândura este 6 milioane, fără TVA. 7 milioane 500, dacă e pe, cu TVA cu tot. Și s-au dat decât 128 de un metru cub jumătate de șalpantă, căprior. De șalpantă, căprior. În valoare de 12 milioane. Acum când s-a dat jos rapița, că e pusă de matare rapița, s-au constatat că toate sunt putere. Aproape toate sunt putere. Proiectantul spune, domnule, eu nu pot să-ți apup schimbarea tuturor grinzilor. Pentru că încalc registrația. Că nu a făcut obiectul. Dar acele grinzi au diferite dimensiuni. 10, 15, 20, 10, 12. Deasupra grinzilor și între grinzi vine o vată bazaltică de 20 de centimetri. Iar deasupra scândură. Cum va veni scândura? Convexitate, convexitate, convexitate. Și atunci podul nostru va fi și putret, dar nici drept. Eu am vorbit cu doamna proiectant, dumneavoastră zice, domnule, eu nu pot să aprob asta, pentru că depășind diversele și neprevăzute date din proiect. Doamne, dar nici eu nu pot să pun vată bazalnică pe niște grinzi care sunt așa și sunt putere. Vin cineva, vede bine, cum să vă? Și atunci am discutat cu dumneavoastră, domnule, eu mă duc în Consiliul Local, dacă Consiliul Local aprobă, dumneavoastră îmi faceți antimăsurătorile și un releveu și detalii de execuție, cu liste de cantități și un releveu. Iar materialele noastre aferent grinzilor îl vom cumpăra și vor schimba. Deci am venit proiect de hotărâre pe punctul 9. Este la expertiză inițială, înainte de proiectul 9. N-au găsit. S-au urcat în pot 3 experți. Deasupra... Și am trebuit dragi la răspunere. Faci un cum. Mă spute din putere. Am înțeles. De deasupra e putere, când nu a avut aer și deasupra e bună. Și fel de experte, dar nu... Dar nu poți să constați, adică... Și să știți că la fundație... Materia și se aprobă, asta trebuia să facă. Deci nu a făcut... Da, n-a făcut, acum tot trebuie schimbat. La fel ca și dar trebuie să facă. Pentru că fauna e una din cea din niște reabilități și mai vede. Întreb, cât o leagă. Știu că acoperișul a fost schimbat mai de mult. Schimbat de mine și de asta n-am făcut obiectul. Mi-a fost teamă să schimb acoperișul. Ei, acum,
Eu întreb dacă se schimbă acoperișul iar. Nu se schimbă acoperișul de aici. Pui topeala? Acoperișul de aici. Nu cum acoperișul. Numai grinzile atâta. Grinzi plafoane care vin. Dacă piorii nu se sprijină pe capătul grinzilor? Nu, nu, nu. Are altă grindă. Nu. Pune grindă și mai are 70. Pune grindă, pune în pop și când vine voia. Deci nu vă acoperiș. Numai grinzile atâta. Nu se poate întâmpla și următorul fenomen. Proiectantul nu și-a luat răspunderea ca să vei că nu a fost nu știu și cealaltă nu și-a luat răspunderea că nu știu și hai și luăm și ne luăm noi răspunderea Consiliului Local. Noi niciunul nu suntem de specialitate ca să putem vorbi pe baza cunoștințelor și în termeni. Dacă vine vorba de la controlul financiar, și ne impută nouă niște lucrări. Dar cine vă nu plătești vara? Păi dar cum să nu dai un consilier? Plătește primarul. Păi nu plătește, că tot consilierii aprobă. Nu există. De niciodată da. Eu am cunoștințe când în anumite localități și consilierii au plătit anumite. Păi dacă nu atât, dacă mă atacă, bine să lăsăm grizile alea. Nu zic că-i bine, domnule. Nu zic că-i bine, nici nu am gândit să zic că-i bine. Problema este că... Problema este că cei care au plătit acest putrede, nu este problema. Noi înțelegem treaba asta, că e putre, trebuie făcut. Dar de ce cel care a făcut expertiza atunci l-a făcut-o cum trebuie, de la cap la coadă? S-a văzut de deasupra. Păi ce se vadă pe deasupra? A fost profesorul Strâmbean, a fost profesorul Finuț, a fost doamna... Trebuia probă din material, domn primar, asta trebuia să facă. Îți dea gauri și iei probă. Dar bine că poate să rezolvi. Păi da, da, să se rezolvi, dar de ce mereu tot noi trebuie să ne luăm răspunderea? Nu și-au ei răspunderea pentru asta, proiectanți, arhitecți, ce sunt ei, dar Consiliul Local poate să-și ia răspunderea. N-a făcut obiectul proiectării, adică mi-a pus acum, cu el, mi-a pus tot, dar n-a făcut obiectul proiectării. Vorbesc pentru că acolo s-au mai făcut investiții de reabilitare, au mai fost cheltuiți niște bani. Și poate cineva să întrebe, domnule, dacă atunci când ați făcut investiția, n-ați văzut cât de sub tăi putre? Cine a greșit? Expertul ăla de atunci sau expertul Aslantul? Se pot pune în director, nu a cumpărat parte centrul el. Adică, în momentul când dai grințele alea jos, trebuie să dai și tava și cu și ei a dat 480 de lei, 48.000 de lei. Cum să faci tu lucrarea cu 48.000 de lei? Când am elaborat proiectul ăsta, i-a spus, domne, pentru că grinții, că priorii au fost schimbați, nu mai schimbăm, nu vreau la șarpantă. Și de asta s-a făcut domnule, proiectul fără șarpantă. Exact această situație a fost și când am construit primăria asta aici, să știți. Și când atunci tot la fel erau idei că s-o reabilităm, s-o facem grindă. Eu am luat un șantion de grindă în geantă și m-am dus cu ea la Bacău, la inspecția în construcție. Și le-am pus-o pe masă. Dumneavoastră considerați că această grindă mai corespunde ca să-i fac eu alți pereți și grinda să rămână. S-a uitat unul la altul și mi-a dat aviz de demolare. Dar trebuia văzut Nu de acum. Eu nu vorbesc de acum. Înainte când a fost făcută prima dată, prima reabilitare, de atunci trebuia să duc. Hai dumneavoastră, dar nu trebuie cu asta. Cine ce-i bugetat, vine autul om de zile să cheltui bani. Da. Și acum nu se poate face o nouă expertiză și... Pentru ce? Pentru constatarea asta a grinzilor. Pentru că am constatat noi fost iubită cât putem. Mai dau la 50 de milioane pentru constatare? Adică 50 de milioane și acum 50 de milioane și cum pot gândi? Da. Adică, totuși, rețineți un expert și profesor de proiectat, listele de capități cu LNB-ul cu dispoziție. Deci noi îi transmitem... Nu, el îmi face calculul cât îmi trebuie, nu spune că trebuie. Sau cum e? Păi, pentru că ei nu știu o anumită răspundere. Ei spun, băi, vezi că trebuie 500 de var, dar ce faci și unde îi pui, nu-ți dau niciun aviz, nu? Fără, știți cum, de asta cum despicați fiindul ăia. Dar nu știți cum este curtea de conturi? Lucrări executate, cu domnul Tică știe. Păi, domnule, dacă trebuie schimbat din grijă la tine, Vasile, ai fost acolo. Putere de putere, domnule. N-ai putere, nu știți cum vorbim
Nu sunt de aceeași grosime, diferă grosimea. Dar nu mai contează dacă îți primești să faci, nu trebuie. Nu se mai potrivește, vrea să nu crească. Numai că problema care este că toate cheltuielile sunt suportate din bugetul local. Deci nu din contractul inițial. Bine, acum și școala e tot ca comune, trebuie să suport. Adică nu e neapărat asta problema. Ba da, e o problemă, pentru că în loc să iau de acolo banii, când îmi rămâne atât de mulți bani, că s-o constatat că există centură, eu trebuie să-i pun din bugetul local și dau banii înapoi la asta. Aici e problemă. Da, să credeți că mi-a convenit să contractul 8 miliard, eu am note de renunțări de 1 miliard. Cred că și mai mult de 1 miliard, pentru că s-a găsit centura. Și eu trebuie să plătesc, dau asta un miliard, dar plătesc acum 15.100 de euro. Dacă nu dau la început, asta e viață. N-ai, trebuie să termin lucrarea cu lucrurile care trebuie, să îți iese ceva rezolvat. Da, da. Și o să punem la vot. Cine este pentru? Trebuie să lăsăm. Abțineri? Trebuie să lăsăm. Nu e vreo că dacă e nevoie. Da, e o situație foarte grea. Da. Am vorbit de o situație grea. Că nu poți să faci lucrarea aia. Chiar vreau să fac. Vreau să fiu creditor, acum pe viitor. Începem o lucrare să facem calitate, chiar dacă așteptăm una în plus. Dar să fac ce lucrurile, ce mai încă casă să vreau să fac. Nu mai apară. Dar nu poți să dai seama pe tipul de investiții. Deci vă dau un exemplu. Cel mai perfect proiect de când sunt acum, e proiectul de la Ligori, de la Berșeș, care mi l-a făcut domnul Lupeș. Dom'le, Nenică, că știți că am spus că valoare mare, Lupeș, nu știu ce, dom'le, a fost scos la licitație, moșul, 23 de kilograme de fier n-a trecut, atât. Încolo totul a fost perfect. Nu am primit clarificări, nimic. Nimic. Deci m-a lucrat încet, domnul Lupeș, un proiect minunat. Se termină și licitația de la Ligori. Că domnul primar, am lucrat cu oameni serioși. Oamenii... Da, da, da. Și mi-a dat și mie. Deci m-a dat ele a stat. Când mi-a dat mie. Deci n-ați citit. Adică nu sunt alții. Mai buni. Revenim la punctul 1. Puțin atenție, vă rog. Un pic. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Sândulieni. Inițiator primarul comunist. Nu citiți să trebuie să fie un punct. Nu sunt la votul. Nu, la punctul 1 nu. În fiecare an și aprobă un program actualizat. Program anual achiziții. Este doar actualizat. Printre care apar și dășii. Realizare de filmări informatice în comună. Da. Și ședința da, 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 de da, nu, nu, nu. Tot ce avem de atât și aici. Da. 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 Discuții pe tema programului acolo. Discuții? La punctul 1, dacă a fost atât. Dacă nu, până la preacomat. Votați. Da. Ce este pe care? Împotrivă? Împotrivă? Abține? Și am ajuns acum la punctul 10 divers. Diverse. Ce? Nu mă mai interesează. Adivers? Adivers, cum rămas? Da sau pentru hrama polițiștii? Păi, domnul Brăză, dacă tot am scris polițiști, chiar vreau să spun și eu. Dacă domnul primar e invitat aici în ședință, ți-a zis, de ce nu au venit? Trebuie lor. De ce nu au venit? Că așa ai trimis și venit în material, ce nu se duce? Sau se duce până la vorbă, stă acasă. Mai în primița și să-i mai faci o invitație, dar nu știu, tot sunt aici. Dar să aici am venit. Păi tot nu slăște, nu știu. E patru? Asta nu putem să nu știu, vedea dacă ai venit în ședință. E patru? E și zi ești. Patru și trei. Păi de părerea mea. Hai să amânăm. Ce s-a mai Nu,
pentru oameni, dacă nu suntem răstați, noi avem tot șase care au fost. Și dacă, mai ales dacă legea îi permite, deci să nu-i... Dacă legea îi permite, să fie și el. Da, corect. Dar să știu la dată, să știu la dată, să știu la dată. Domnul Mare, să vă mai spunem o dată pe ordinea de zi. Să mai discutați-vă o dată. Haideți să vă spună un lucru. Adică, știu ce mi-am lucrat. Deci ne ocupăm tot aici. Faci la bani înainte și nu faci de altă. Ce trebuie să fac? Ce are de făcut? Și nu faci ceea ce nu fac. Ai... Păi da, aveți... Păi da, aveți... Haideți să fie dat cu atribuții. Cum să nu? Cum să nu? Numai una? Cum să nu? I-am dat acum 3 luni de zile să-mi transmit o adresă către IJP Bacău de aprobare la demodificarea indicatoarelor, indicatoare rutiere și a de aia detonat. Nu a făcut nimic. Adică ce vorbim? Adică la tonaj, ce să facă aia la tonaj? Poliția locală. Nu, nu. Spun după ședință. Suntem ședința. Sunteți de acord? Da. Sănătate. Da. Mulțumim.